Bună seara, dragilor! l am alături de mine în seara asta pe Cezar Curteanu. Bună, Ruxandra! Cezar, tu ai avut rolul în 2020 al lui Casian. Iubitul de spine. O mică paranteză, înainte să fiu iubitul de spine, eram băiatul lui Mirel. Și băiatul lui Mirel, da. Hai să vorbim despre copilăria ta și cum ai ajuns tu să joci în filme. În liceu aveam absențe, că de la școală și ca să le motivăm, mergeam la figurație, la emisiuni, filme și puteam să ne luăm uh, scutiri. Și ne dădeau la ne, dă... ne scriam noi datele acolo care vrem. Și așa am ajuns pe un platou de filmare la filmul Van Wilder și acolo a fost la mine de clicul, uh, încă nu știam dacă pe actorie, dar clar cinematografia în momentul ăla m-a atras. Și uh, ce ai făcut după? Ți-ai anunțat părinții că nu. ai vrea să faci studii de actorie? sau Nu, pur și simplu nu. ai lăsat ideea să... Mi-am văzut de drumul meu în continuare. Care drum? Ce făceai? Eram în școală în momentul ăla. După care am și terminat după? școala, primul meu gând a fost să încep să muncesc, să fiu independent financiar. Și cum ai ales să îți uh, câștigi existența? Primul job după liceu a fost la un serviciu de telefoane, după care am început să lucrez ca șofer. Cum te-ai reîntâlnit cu, cu, filmul? Am, avut ocazia să lucrez iar la film ca șofer. Și așa am luat iar contact cu... Fascinat ce ai văzut acolo? Da, când țin minte și acum filmam la facultatea de medicină și era un anfiteatru mare și când am văzut toată echipa, tot echipamentul. A fost pentru mine... O wow, lume. Totul, da. Și apoi actorii îi vedeam până să intre la cadru. Și pe unii dintre ei poate nici nu-mi dădeam seama că sunt actori. Și apoi când începea filmarea și intrau și erau alți oameni, adică se transformau, ăla a fost momentul în care am zis că da, aș vrea și eu să fac asta. Și cum ai ajuns de la șofer să ai un rol într-un film? A fost un drum lung. De la șofer, apoi am lucrat în art department, am fost props, după care props master, scenograf, producție și abia apoi am primit ocazia să am și o secvență ca actor. Și ăla a fost momentul în care mi-am demonstrat mie, în primul rând, că pot să fac lucrul ăsta. Care a fost primul film în care ai uh, avut uh, un rol? Primul film, al doilea și chiar și al treilea am fost tăiat la montaj. Uh, și faptul că ai fost tăiat la montaj nu te-a dezamăgit? Nu te-a îndepărtat de lumea filmului? Nu. Cred că mai mult m-a băgat în lumea filmului pentru că lucrez mai mult cu mine și să fiu... Mai bun încât să nu mai pot fi tăiat să la montaj. Să nu te mai taie nimeni. Cezar, și cum ai ajuns la 2020? Totul a plecat de la remisivir, de la scurmetraj. Uh, un scurmetraj care nu anunța nimic. Era în pandemie. Și a fost o surpriză plăcută să vezi ce rezultate a obținut Remi Sivir. Da. Faptul că a fost foarte bine primit în festivaluri și... Da, chiar a fost o surpriză. A venit de nicăieri. Și pe urmă a urmat lung metrajul, 2020, inspirat din Remi Sivir. Da. Atunci m-am speriat. Te-a speriat rolul? Clar. Cu niște acum așteptani. nu mai era o joacă. Și a fost un moment atunci când am aflat că de fapt soția ta... Era însărcinată? Da. Mie îmi place să spun că s-a născut odată cu 20-20. Da. Meu. Cezar, ai un bebe. Da. Care, dacă atunci când va crește, îți va spune vreau să fiu actor, ce o să îi spui? Cum ai reacționa? Go for it. La tine, cum a primit familia și uh, anturajul vestea că vrei să faci uh, din actorie o meserie? Familia a fost sceptică, o parte din ea încă este. În schimb, am sprijin din partea soției și foarte multe încurajări am primit de la prieteni, colegi. Filmul 2020 urmează să fie lansat în cinematografe în martie. O să-ți prietenii la film? Da, normal este un moment de sărbătoare pentru mine. Primul film. Lungmetraj în care am un rol important. Nici nu trebuie să-i chem. Că ar trebui să vină. Așteaptă momentul. Da. Și. Uh, care ar fi motivele pentru care ar fi bine să vină la film? Cum îi convinge? Nu știu dacă trebuie să convingi. E un film care merită văzut. Mi se pare un film de public. Ce faci, mă? Am dat de mâncare la porci, m-a trimis mamaie. Ia zi, te dau și eu curățile în sus. Da, hai! Hai!